Craiovenii din blocul 19, cartierul Craiovița 9, tremură de frig în apartamente din cauza vecinei de la etajul 4. Femeia are probleme psihice și, după cum spun oamenii, cu intenția spart conductele de căldură din propriul apartament. Oamenii sunt disperați și nu mai știu ce să facă. Ne-a inundat de sus până jos. Ce am avut în casă, în balcoane, și după aia a închis apa cineva. Și nu ați avut căldură deloc cât a fost vremea rece acum? Nu, dar cine n-o să avem? Că nu o să avem căldură deloc toată iarna. Ce veți face? Cu ce v-ați încălzit? Păi nu. Cu ce? Cu sufletul. S-a pus cu ciocanul pe țev și a spart inclusiv caloriferele. Nu mai există țeavă, nu mai există nimic. La ea în apartament? Da. Sunt găuri foarte mari. Nu se mai pot manșuna. Cazul a ajuns și în atenția poliției. Poliștii au reușit să ia legătura cu fiul, care ne-a asigurat că în cel mai scurt timp se va deplasa la domiciliul mamei sale și va sta de vorbă cu aceasta și astfel să fie remediată situația din locul respectiv. Conducerea regiei de termoficare Craiova a venit cu o soluție. Regia e dispusă și alături de noi a cuplat și compania de apă ca să introducem manopera gratuită, coloana de apă caldă, recirculată la nivel de apartament, coloana de căldură la nivelul apartamentului, coloana cu apă rece la nivelul apartamentului, fără să le luăm bani pe manoperă. Dumnealor să-și suporte costurile materiale. Oamenii speră ca situația să se rezolve înainte ca vremea rasă să se instaleze, astfel încât să nu fie nevoiți să-și petreacă iarna fără căldură în apartamente.